Vă salut, prieteni, sunt Doru Pop din Springfield, Missouri și de data aceasta am să vorbesc puțin de ce se mai întâmplă pe la noi. Episodul numărul 60. Nu ne-am văzut mai de mult, și de când nu ne-am văzut și auzit, s-au întâmplat mai multe lucruri. Sigur că am asistat la o tentativă de asasinat împotriva lui Trump. Aceasta s-a întâmplat cu două, trei săptămâni în urmă, înainte de Convenția Republicană. El a fost împușcat un glonț, i-a luat puțin din urechea dreaptă. Unii zic că a fost o minune, un miracol, alții nu cred aceasta într-un mod ciudat. Eu știu că Dumnezeu este suveran și când El este suveran, sigur că le poți numi toate lucrurile minuni sau poți să nu numești nimic minune, ci doar o acțiune a Lui Dumnezeu. Eu cred că dacă ne uităm la minuni și credem că totul este o minune, atunci minunea își pierde calitatea de minune. Minunea trebuie să fie ceva deosebit, ceva extraordinar. A fost faptul că Trump a scăpat nevătămat, pentru că dacă un centimetru era mai spre dreapta, glonțul intra în creier și era mort. A fost ceva extraordinar, cred că a fost extraordinar, dar așa a fost voia suverană a Dumnezeu ca el să scape. Sigur că sunt multe teorii și chiar și conspirații cu privire la aceasta. 41% dintre americani, am citit undeva astăzi, cred că guvernul a fost cumva implicat în această tentativă de asasinare a lui Trump. Chiar dacă nu direct, indirect, prin faptul că nu i-au acordat destulă protecție. Apoi, după aceea, am asistat la Convenția Republicanilor, ocazie cu care am avut ocazia să-l vedem pe J.D. Vance, care este senatorul de Ohio, ales de Trump ca vicepreședinte. Uh, am citit puțin despre el, am aflat că el a fost cândva evanghelic, acum este catolic, căsătorit cu o indiancă care este uh, uh, practică religia hindusă și au împreună, nu știu, doi sau trei copii. Uh, apoi, cu aceeași a uh, Convenției Republicane, am auzit speciul lui Trump, uh, pe care aș fi dorit să-l aud puțin diferit de ceea ce este caracteristic stilului său. Prima parte a fost puțin diferită, a părut puțin afectat de uh, asasinatul din care tocmai a scăpat, uh, dar apoi uh, pe la jumătatea spiciului a a doua parte a acesteia, a vorbit mult, 90 de minute sau a doua parte de 45 de minute, uh, a curs înapoi uh, în vechea albie uh, caracteristică lui Trump și n-a fost uh, nimic deosebit de ceea ce vorbește el sau face el. A pe nu, de mult într-o duminică dimineața ne-am trezit cu știrea că Biden a renunțat la candidatura sa pentru președinția uh, Partidului Democrat la uh, funcția de președinte în alegerile din anul curent și că uh, el o nominalizează și o susține pe vicepreședinta sa uh, Kamala Harris. A, imediat ce a fost anunțul acesta, presa a răsuflat ușurată, pentru că, a, așa aproape ca la un semnal, presa se răscolise, răsculase, se răsculase împotriva lui Biden și toți erau împotriva lui. Au descoperit ca prin minune că era senil, ca și cum senilitatea ar apărea așa în două, trei săptămâni. Senitatea este un proces care se dezvoltă pe parcursul la mulți ani și unele rudenii al lui Biden au spus dinainte de a fi ales ca președinte că el a semne de senilitate sau noi am văzut toți lucrul acesta, dar sigur că a fost apărat, a fost chiar și de către vicepreședintă și de către purtătoarea de cuvânt a guvernului și al senator democrați și toți au spus că este ascuțit ca o muche de cuțit, că este strălucitor, că are o memorie extraordinară, că mintea sa funcționează perfect, numai că este puțin mai bulbuit. Da. Dar, când Biden a renunțat, presa imediat s-a repezit să o sprijinească fără rezerve pe doamna Harris. În timpul președinției lui Biden, vicepreședinta a fost extrem de nepopulară și era considerată mai liberală și mai progresistă chiar decât Elizabeth Warren, cred că așa o cheamă, și Bernie Sanders, doi dintre cei mai liberali senatori americani. Uh, unii politicieni, în timp ce recunoșteau că nu se poate scăpa de Harris, pentru că ea fusese angajată nu pentru ceva calități extraordinare, ci pentru că era femeș, pentru că era de culoare, alta decât albă, sperau ca Biden să continue să candideze. Dacă el ar fi candidat, atunci aceasta ar fi fost singura opțiune a Partidului uh, Democrat uh, de a. Uh, nu avea o candidatură Harris, cum avem la ora aceasta. Dar uh, lucrul acesta nu s-a întâmplat. Biden a renunțat. Gurile rele spun că dimineața de 25 iulie uh, fostul președinte Obama l-ar fi sunat pe Biden și l-a amenințat că dacă nu se retrage cei din anturajul său vor invoca amendamentul 25 al Constituției americane, un amendament care uh, susține că președintele aflat în funcție, dacă nu mai are capacitatea de a conduce în mod responsabil SUA din diverse motive, cum ar fi acela de sănătate, atunci el trebuie declarat ca atare de către cei din anturajul lui și cu ajutorul vicepreședintelui și atunci uh, el este înlocuit cu vicepreședintele pe uh, durata rămasă din mandat curent. Uh, Biden nu a vrut cu niciun chip uh, să renunțe. Noi știm că și cu o zi sau două chiar înainte uh, când s-a întors acasă din uh, Nevada bolnav de COVID, e adevărat că părea foarte slăbit când a urcat pe scara avionului, Abia a urcat o uh, uh, și puțin că am pierdut, cum de, de fapt el era cam tot timpul pierdut. Uh, am uh, Știam că el se ține cu dinții de dorința sa de a candida încă un mandat, cu speranța că el este singurul care îl poate bate pe Trump, pentru că l-a mai bătut o dată. Acum, Obama ar fi vrut o convenție a democraților deschisă la care să se aleagă nou candidat, și posibil că acesta să nu fie Harris. El spera că în această convenție se vor propune câțiva candidați de calitate și unul dintre ei va reuși ca să fie noul nominalizat al Partidului Democrat la funcția, pentru funcția de președinte. Uh, dar Biden nu s-a retras din cursă fără ca să le facă democraților figura. A propus-o pe Kamala. Uh, și ea a devenit imediat iubita celor din presă. După două, trei zile, Obama n-a mai avut ce face și a spus și el că uh, este de acord cu Harris și o sprijinește. Așa a început cea mai mare acțiune de curățire a tot ceea ce este negativ în trecutul cuiva. Se știe de ani de zile și mai recent a ieșit la suprafață din diferite videouri și înregistrări că femeia aceasta a dobândit funcțiile deținute în California. Apropo, unul dintre cele mai liberale state este California și cel mai distrus din America. California are zone și una dintre cea mai liberală zonă și cea mai distrusă este zona San Francisco. Uh, și ea este uh, din San Francisco, o femeie uh, cu uh, legături cu marxiștii, cu comuniștii, uh, cu mișcări ale negrilor uh, pentru eliberare și așa mai departe. Părinții ei amândoi fiind marxiști. că sa indiancă, taică Sunt din Jamaica. Uh, și am amândoi profesori la Berkeley. Ea zicea la un moment dat că a crescut în sărăcie și a mers la școală cu un autobuz galben, cum se merge pe aici la școală cu autobuse galbene. Uh, dar ea n-a trăit în sărăcie, a trăit în zone totdeauna de uh, uh, case și ne, uh, uh, cartiere foarte selecte, uh, nu numai în California, ci și în Canada, unde a crescut uh, pentru o vreme și oriunde a fost, ea n-a trăit niciodată în sărăcie. Deci, gurile rele spun că funcțiile pe care le-a obținut ea în California a fost prin prostituție cu un bărbat influent, mai în vârstă, cu 30 de ani decât ea, care i-a dat cadou funcții și mașini și alte chestii. A candidat data trecută și ea la președinție, pe cont propriu, dar a ieșit afară din cursă chiar din turul întâi. A fost blocată, i-a pus o talpă, cum se zice, în, în soccer, în fotbal, a pus o talpă, o altă concurentă la președinție și n-a avut niciun răspuns. Pentru că femeia aceasta este de inteligență mediocră, și dacă nu are teleprompter, atunci ea nu se prea descurcă. Aici se spune că ceea ce ea spune, fără un teleprompter fără aparatul acela care ajută să, să, să citești spiciu. Îl vedeți, în două, sunt două aparate care sunt la un anumit unghi din, dintr-o sticlă semitransparentă și fiind la un anumit unghi se poate proiecta pe, aparat, pe, pe sticla aceea textul pe care trebuie să-l citești, de aceea cei care vorbesc își întorc privirea în stânga și în dreapta ca să citească textele respective. Deci se spune că ea, fără ajutorul teleprompterului, nu prea se descurcă, n-are idei, vorbește um, a word salad, o salată de cuvinte. Uh, femeia și asta a fumat marijuana, dar mai târziu a trimis la închisoare mii de bărbați majoritatea de culoare pentru ofensa de a fi fumat marihuana. Dorind ca unul din cazurile în care a fost de partea acuzării să fie judecat exemplar, a refuzat eliberarea de DNA pentru acuzat. Când cele din urmă, după presiuni repetate, apărarea acuzatului a reușit ca să obțină probele de DNA, a fost dovedit că acuzatul a fost nevinovat, de fapt. Dar ea vroia ca să-și facă un renume, punând la închisoare pe zeci de ani un om care a fost nevinovat și condamnându-l pentru o crimă, o crimă care nu uh, a avut niciun rol în ea. Uh, până nu de mult, până ieri, zic eu, sau alaltă ieri, cum vreți voi, până recent. Harris a fost de acord ca granițele Americii să fie larg deschise pentru venirea cât mai mulți imigranți ilegali, ca astfel să se schimbe radical componența populației Americii. Uh, populația Americii, vezi, doamne, este prea albă. Și dacă aducem destui de toate culorile, atunci se amestecă populația și albii nu mai sunt predominanți aici în America. Tot așa, până de mult, a militat ca să existe în SUA acordarea de asistență medicală gratuită la toți cei ce locuiesc aici. De asemenea, a militat și pentru acordarea de educație gratuită și asistență financiară minimă tuturor celor ce locuiau aici. Poate vă aduceți aminte ce, ce a urmărit presa internațională, undeva în Europa, nu știu dacă în Suedia sau în Norvegia sau în Finlanda, unul dintre statele acestea, mă gândesc eu, dacă bine mi-amintesc, cu câțiva ani în urmă, s-a făcut uh, uh, o. Uh, un test în care la fie, la, un, un, la s-a un eșantion de câțiva oameni și li s-a dat uh, în fiecare lună o sumă de bani, și dacă nu erau la în jur de 1000 de dolari, uh, ca să-i ajute și să vadă cum, uh, cum se schimbă viața lor dacă au această asistență financiară. Uh, și eu ne au renunțat cu greu la această asistență financiară gratuită din partea guvernului, pentru că, de ce nu, dacă primești bani gratis de la guvern? și ți se schimbă viața ta, ai mai mult timp pentru ce îți place ție să faci sau pentru familie sau pentru orice altceva, atunci sigur că da, viața ta este mult mai ușoară și mai plăcută. Desigur că ea milita anulare a militat pentru anularea asistenței medicale care este cumpărată de cei ce își permit lucrul acesta. Este o mare diferență între asistența medicală care este dată celor ce își cumpără asigurare uh, privată, și cumpără asigurare personală de la firme care iau o grămadă de bani pe chestia aceasta sau alții care au o asigurare așa generalizată. De unde să fie banii care să acopere toate aceste educații și astea din ridicarea de taxe până la cer? De asemenea, nu până de multe, a militat pentru confiscarea armelor aflate în prezent în posesia cetățenilor americani. La ora aceasta sunt, am înțeles că 83-89 de milioane de american care posedă arme de foc de toate felurile, unei chiar mai multe. Apoi tot ea milita pentru continuarea interzicerii exploatărilor de țiței, aici pe terenul Americii. Se spune că America are unul dintre cele mai mari zăcăminte de țiței din lume, mai mare decât chiar și țări din Africa. De asemenea, este pentru încetarea exploatării de cărbune și de gaze naturale. În paralel cu acestea, ea milita pentru luarea de, luarea de măsuri drastice ca să se conserve mediul și să salveze clima planetei prin reducerea emisiei de uh, uh, bioxid de carbon. Uh, astfel, chiar nu de mult în știri, am văzut că aici în America trebuie să fie omorâte nu știu câte milioane de vite care ar fi avut uh, acest uh, virus uh, aviar. De asemenea, am militat pentru desfințarea poliției, uh, ridica fonduri ca să se plătească cauțiunea celor care Uh, erau închiși sau erau aduși în judecată pentru diverse uh, cauze uh, și care să fie eliberați prin plătirea unei cauțiuni. I a ridicat, deci a milita ca să se strângă fonduri pentru ei. Uh, Apoi, de asemenea, milita ca să continue politica numită aici la noi DEI. E o politică care presupune angajarea într-o firmă sau la o instituție a unui procentaj de persoane de culoare, indiferent de calificarea acestora pentru funcția respectivă. Deci firma trebuie să aibă pe lângă alb 30% negri, 20% mexicani, asiaticii, chinezii și japonezii și coreeni nu prea sunt văzuți bine de către guvernul american pentru că oamenii aceștia sunt foarte sârguincioși, foarte seditori și că prin toate școlile ei sunt totdeauna premianți sau cel care luptă pentru, pentru ca să obțină rezultate bune acela nu este văzut bine. Trebuie să fii mediocru ca guvernul să își arunce ochii asupra ta cu bunăvoință să te ajute, să te ridice. Apoi, până mai alaltă ieri, femeia aceasta se considera de origine asiatică, se declara fiind iancă. Acum ea este de origine africană americană deși tatăl ei este din Jamaica, este de culoare, dar nu este din... nu, nu provine din africanii aduși ca sclavi în America care să africani americani. Mama ei este din sudul Indiei. Uh, ziceam că până ieri al alteri uh, uh, erau videouri cu uh, care conțineau ceva asemănător cu ce am spus Adinaori, dar ei au dispărut de pe internet. Uh, noroc că unii le-au înregistrat și există spre amintire. Uh, doar că din nou ca la alegerile precedente de acum patru ani, uh, mm tot ce, a fost, ce ar fi fost în detrimentul lui Biden a fost cu grijă ascuns și interzis. Și acum se procedează exact la fel. O simplă încercare de căutare pe Google despre atentatul de asasinat asupra lui Trump duce la tot felul de articole despre Kamala Harris. Acum Harris spune, și-a schimbat poziția, ea este pentru fiecare ceea ce dorește. Nu de mult a fost în, în Georgia și în Georgia, fiind un stat de sud, există un anumit dialect southern, Dialect care are, este, este specific uh, statelor din Sud. Uh, South Carolina, chiar și North Carolina, îl găsești. South Carolina, Georgia, Alabama, uh, Texas, Louisiana, uh, astea toate au caracteristică acest dialect specific, uh, um, un, un, uh, cum se vorbește pe acolo. Ea a început să vorbească ca negri de pe acolo. <gătă -i> uh, deci ea vrea să fie tuturor totul sau pentru fiecare ceea ce dorește. Acum, de deci ce ea vrea exploatare de țiței? și vrea granițe închise, spune că ea va închide granițele și vrea tot ce vrea Trump. Tot ce a spus Trump că va face, spune că va face și ea. Vorba aceea, te faci frate cu dracul până treci puntea sau cam așa ceva, nu știu cum este zic la aceea veche. Sunt convins că după ce va câștiga alegerile, dacă le va câștiga, va merge înapoi la pozițiile anterioare. Aceasta va însemna trecerea Americii într-o lipsă de importanță inimaginabilă. Deja poziția dolarului american ca monedă internațională de schimb este amenințată de către China. Iar China, Rusia, Iranul, Turcia formează alianțe extrem de periculoase pentru noi și nu numai pentru noi, ci pentru restul lumii, inclusiv pentru Israel. America este de ani de zile țara cea mai urâtă din lume și mulți doresc, chiar și în Europa, ca s-o să, să înceteze a fi ceea ce a fost cândva, nu doar o supraputere. Ci și un fel de etalon al libertăților, a posibilităților și a democrației. Deocamdată cu toată imigrația aceasta ilegală, masivă, câteva zeci de milioane probabil de imigranți au venit în, urmă, în ultimii patru ani sau trei în jumătate. Că acestea încă America este America, este țara posibilităților Uh, urmăresc mereu tot felul de interviuri sau articole scrise de oameni care au venit de 5, 6, 7 ani aici deja sunt milionare, au reușit să se ridice foarte bine foarte repede cu inițiativa pe care au avut-o și cu muncă grea, bineînțeles cu muncă dificilă, dar dacă vrei să pui osul și este ambițios, atunci reușești Nu știu ce să cred și ce să zic cu privire la viitorul uh, Americii în ceea ce privește alegerile la președinție sau alegerile pentru congres Acum patru ani, v-am spus lucrul acesta, eram sigur că Trump va câștiga uh, și nu din cauza pro profețiilor, care am dovedit atunci că au fost foarte multe profeții false, ci așa am crezut eu. Uh, nu era posibil ca după anumite realizări pe care el le-a făcut și le-a avut în timpul primului său mandat să nu-l aleagă americanii. Uh, acum am, 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 am greșit. Uh, Mă rog, poate n-am greșit 100%, deoarece acum știm ce s-a întâmplat. Ies la Evială mereu și mereu amănunte despre cum anume a câștigat Biden și cum a pierdut Trump. Dar îmi vine să cred că suntem în împrejurări asemănătoare de data aceasta. Există circa un milion de ilegali în America, am spus că sunt mai multe milioane, dar circa un milion care, când s-au înregistrat la stat, în baza promisiunii că vor munci și vor plăti taxe, au primit un număr de Social Security în limba română, probabil codul numeric personal al americanilor. Și au permit, primit permis de conducere sau carte de identitate. Aici, la noi, cam atât se cere ca să votezi, numărul de codul numeric personal și o carte de identitate. Un milion de voturi contează enorm. În state precum Pennsylvania, Michigan, Georgia și altele, cu 20.000 de voturi. În plus, acum nu de mult, în favoarea lui Biden au fost câștigate alegerile. Deci, ceea ce se întâmplă aici este ciudat. Lumea în care trăim nu merge înspre bine ci mergem spre rău. Nu trebuie ca să vă spun lucrul acesta. Zilele trecute v-ați uitat la Olimpiadă, la deschiderea jocurilor olimpice uh, și ați văzut uh, bătaia de joc de creștini care este acolo, care este inimaginabilă să, fie, să existe asemenea bătaie de joc de musulman, de exemplu. Aș fi vrut să vedem, să încerce ei uh, să Uh, imite sau să facă o parodie a felului în care arhanghelul care a venit sau îngerul care a venit la Mahomed să-i spună uh, uh, Coranul, să-i dicteze Coranul uh, ar făcut lucrul acesta să fie uh, Mahomed și îngerul acela ilustrați de doi gay și un transgender sau ceva așa ceva. Dacă Harris va câștiga alegerile, toate pozițiile avute anterior uh, acestei campanii vor deveni din nou curente Uh, americanii sunt, în general, naivi și creduli. Ce să... deci, deci, mi se pare foarte ciudat că americanii sunt naivi și creduli. Uh, de exemplu, partidul care până acum dorea să salveze democrația și-a debarcat candidatul principal printr-o lovitură de stat, că asta a fost ceea ce s-a întâmplat cu Biden, și-a ales în mod nedemocratic un alt candidat. Acest candidat, Harris, n-a avut nicio competiție și nici nu va avea niciuna orice altă competiție, se bagă pumnul în gură oricărei competiții și candidata aceasta nu dă interviuri, nu răspunde la întrebările unor jurnaliști, ci doar îl critică pe Trump. Singurul argument la care n-a renunțat ea din tot ceea ce a susținut vreodată la ora aceasta și n-a făcut 180 de grade în stânga împrejur, este că susține 100% avorturile până în clipa nașterii. Ceea ce nu de mirare că noi trăim, așa cum spuneam și altădată, dată, într-o cultură a morții. Dar zice cineva ceva? Nu. Aici, colo, pe la câte un post de radio sau televiziune, dar toți tac chitic și așteaptă o minune ca Trump eventual să câștige. Și nu știu, nu sigur că această minune se va întâmpla sau nu. Mai sunt 100 de zile sau așa ceva până la alegeri. N-am decât o singură expresie cu care vreau să închei. Doamne, ai milă! Nu numai de noi, ci de lumea întreagă. Aici închei acest episod. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă păstreze în harul său lângă sine și în sănătate, și să ne vedem cu bine în data viitoare, dacă va fi posibil lucrul acesta. Oricând va fi aceea. La revedere!